originea colindelor se pierde în vechimile istoriei, prilej de bucurie, pace și liniște spirituală. Este o zi în care dăruim și primim multă iubire și căldură sufletească. S-au împlinit mai mult de 2000 de ani de când Fiul lui Dumnezeu, cel mai înainte de veci, a străbătut cerurile și a coborât pe pământ pentru a lua chipul nostru, împărtășind astfel condiția umană cea mai smerită. S-au pregătit să-i aducă Mântuitorului prin osul iubirii lor și să-și manifeste această dragoste prin colind, corul Bisericii Romano-Catolice, corul Batorii Ișvan, condus de domnul profesor Oro Zoltan. Acest cor a fost înființat în anul 1890 de către călugărițele franciscane care au venit în orașul nostru din Germania. Ei vor interpreta piesele O ce noapte minunată, Mesajul din Betlehem și Grandoale în Sacra Noapte. Toți ideșuri, ia sura mon vechi.
Ișvan, cor care poartă numele regelui Poloniei și principele Transilvaniei născut în orașul nostru. Vă mulțumim pentru momentul înălțător oferit în această seară.